Ce vorbești? Liviu Dragnea vrea pace, frate, da, pace, liniște. Vă apucați de poezie, domnule Dragnea? Să ne ziceți și nouă când creați, să facem un program, domne, să nu ne apucăm să batem covoarele în fața blocului taman atunci și să vă deranjăm. Chiar pacea asta, cum anume o faceți? Îl chemați pe Rădulescu să vină cu pușcoacele, cu amortizoră? Nu am armă acasă. Și chiar este importantă întrebarea, n-am zis-o în glumă, deci nu am ce să vă răspund ce aș face cu ea. Eu regret că colegul nostru a avut o asemenea atitudine și poate regret și faptul că am cedat în fața organizației Argeș de a semna candidatura dumnealui pentru acest parlament. Voi propune colegilor mei din Comitetul Executiv cel puțin suspendarea din calitatea de membru PSD pentru colegul nostru pentru o perioadă determinată. De când, domnul Dragnea? Când? Că e mai bine de o săptămână de la declarația cu tunurile cu apă. Când? Că așa din vorbe, după aia o să ziceți: a, și-a cerut scuze omul, acum vrem liniște, domne, ce a fost, a fost. Haideți să vedem ce se întâmplă de azi înainte. Mă rog, nici Rădulescu ăla n-a mai așteptat să fie dat afară. S-a autosuspendat din partid. Autosuspendare din partid, deputatul PSD Cătălin Rădulescu a anunțat printr-un comunicat că se suspendă din proprie inițiativă din Partidul Social Democrat. E, v-a scăpat de o problemă, domnule Dragnea. Vai de mine, că ți-o avea și Rădulescu ăsta la mână prin partid, de nu l-a zburat imediat. Sincer, mi-e groază când vă aud, domnule Dragnea, că să fie pace, că aveți multă treabă. Eu vreau să vă spun că dacă România își dorește și românii își doresc ca țara lor să intre pe un drum bun, stabil, de dezvoltare și de venituri mai mari, e bine ca în România să fie mai puțin război și mai puțină gălăgie. Unora le place gălăgia foarte mult. Dar eu vă spun ceva, când e multă gălăgie nu se aude muzica. Când e multă gălăgie și ceartă, nu mai poți să construiești. Este foarte simplu să ne certăm. Câtă înțelepciune, domne. Cum le ziceți dumneavoastră, domnul Dragnea? Ați fost la un maestru de ăsta brazilian în vorbe șmechere? Dar să vă spun de ce ne e nouă frică. Tare frică. La finalul zilei, între ghilimele, nimeni nu câștigă, nici măcar România. Păi da, însă la sfârșitul zilei vine Ciordache și câștigă el. Bagă o ordonanță ceva și hap! Nu iese nimeni învingător, nimeni în afară de el. Ia potul cel mare. După aia apar matale. A, nu, nu mă întrebați pe mine, că eu nu știu, nu sunt specialist în drept. Și iar ne cer, bă, vă rog eu, liniște, că nu se aude muzica. Aici voiam să ajung, Nea Livache. L-ai sancționat cumva pe Ciordache pentru chestia cu ordonanța 13? Nu, că Rădulescu ăsta, vai de mama lui, a vrut și el să se dea șmecher în fața unor jurnaliști. Halim câte 10 de ăștia la micul dejun, vorba aia. Deci eu zic să mai amânăm liniștea asta de care spui, matale. Ah, chiar, dar ce muzică nu se aude? Ce neserios ești, Nea Livache. Nu ne-ai cântat și nouă nimic din piesele trupei ălea, Ego? Rock, eh? Erați răi, nene, nu?